toate culorile a spus degeaba. Am văzut privirea lui George de animal hăituit la aflarea numelui Miresei Săptămânii. Noi votăm pe cei realiști ce vor banii, care știu că e un concurs, nu pe cei ce mint că nu vor banii și nu interesează concursul. Leila. Aș vrea să vă rog să nu mai spuneți cuvântul animal hăituit. Vă rog din suflet. Respectați-mă și eu o să vă respect. Vă pup. Doamna Cristina, cum puteți spune că nu o considerați pe Lorena fata dumneavoastră când fata aceea din mămică nu vă mai scoate? Să vă fie rușine. Nu, am spus că nu o consider. Deși am zis că va fi nora mea clar atunci când va fi și un act. Pentru că băieții mei au avut multe prietene și dacă pe toate le consideram fiicele mele, ce aș fi făcut cu Lorena acum? Cum s-ar fi simțit Lorena? Rușine, Lorena, nu mai știi ce să faci, să devii mireasă săptămânii și ai ales să te lingușești chiar pe lângă public. George, ai un comportament sub orice critică și de vocabular nici nu mai zic. Ai 3 cuvinte și atât. Cristina, ia exemplul Lorenei de astăzi, dacă vrei să revii în top. Florentina s-a îndepărtat de Lorena din cauza caracterului insuportabil al lui George. Răzvan, ți-ai dat alarma pe față. Laura din Sibiu. Mulțumim frumos. Dacă nu știe să aprecieze un om așa cum e... Da, să creadă fiecare ce vrea, că nu mă interesează. Lorena și George, cine râde la urmă râde mai bine. Lăsați-i să râdă puțin, pentru că la final Lorena va fi învingătoarea. Îi rog pe toți susținătorii, Cosmin, Cristina și Răzvan, doamna Elena, să se unească și să voteze Lorena, mireasa săptămânii. Cosmin și Cristina, eu vă susțin și nu vine să cred că în clasament sunt devansați de falsa Cornelia și vulgarul Dragoș, Nicoleta. Asta e Nicoleta. Răzvan, nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. Ar trebui să-ți asculți mama. Cristina, ești o prefăcută împreună cu Cosmin și doamna Emilia. Lorena, ești o drăguță, dar ai grijă de viitorul tău. Te votez, dar numai pe tine, fără companie. Nu am încredere în George și doamna Cristina. Mari Bihor. Mulțumim. Deoarece doamna Emilia se implică în materiale, face să scadă în voturi. Lorena nu are nevoie de reclamă negativă. Votăm Răzvan, semnat Elena Brăila. Am susținut până acum cuplul Cornelia Dragoș, dar mi-am dat seama ce falși sunt. Merită să câștige cuplul Cosmin Cristina și îi voi susține pentru că sunt cei mai frumoși, să iubesc sincer. Ștefania din Iași. Niciodată n-ai susținut Ștefania. Mulțumim. Minciuni. De-a lingu. Că mi-ai pus toate Ștefania puțin. Da, am primit mesaj. Am primit mesaj că dacă cineva le recitește, după ce le-am citit, o să le citească cu voce tare, indiferent dacă e singur. Adică toată lumea care citește trebuie... Da. Păi atunci citește tu și înțelege. De-a lungul acestei emisiuni, între Cornelia și Dragoș, nu am văzut decât ceartă, jigniri, amenințări, minciuni, neîncredere. Acum unde au dispărut toate acestea? Dragoș, tu aveai încredere în toată lumea, mai puțin în Cornelia. Și acum se mai schimbă lumea. Bună ziua, dragii mei concurenți! Bună ziua! În prezent susțin și iubesc din tot sufletul A.A.L. Însă o apreciez enorm și mi-e foarte dragă Lorena. Aseară am auzit o discuție pe Antena Play dintre Coco și A.A.L. în care Coco m-a dezamăgit total, știa mai bine. Stai să mă gândesc. Mulțumesc pentru mesaj! Ce discuție am avut noi toți trei? Aseară? Ofa Andreea, da. Ofa, Andreea, draga mea, nu-mi place în ce te bagi. Alin, Andreea, Luminița, vă rog, nu mă dezamăgiți. Susțin sinceritatea, nu vreau să-mi dovediți contrar. Vă pup și pe voi și pe Lore. Lore este o scumpă și mă regăsesc în comportamentul tău, Teodora. Mulțumesc, Teo. Minciuni. Mesajul ăsta încheie, exact. Bună ziua. Chiar nu pot să cred cine vorbește despre subiectul împăcări despărțiri. Doamna Emilia, ați uitat cât timp ați fost subiectul numărul 1 al emisiunii datorită conflictelor cu Cristina? Rușine, Voichița, Arad. Da, exact așa a fost și s-au rezolvat toate. Vă mulțumesc. Răzvan, chiar vorbești atunci când nu e treaba lui. Se vede clar că are ceva personal cu Cornelia Drago și Andreea Alin. Dar nu e cazul să-și arate răutatea. Baftă tuturor, cuplurilor, Cornelia și Dragoș, nu fi supărați. Vă iubesc enorm. Liliana. Mulțumim, Liliana. Cristina, noi cei care urmărim emisiunea ne uităm, nu uităm circul de acum ceva timp și nici nu vedem pe Antena Play și nu pot să spun decât că îți place să cochetezi cu micul ecran, că doar ai fost și la Burlacu și la Te pui cu blondele. Așa că eu zic să vă vedeți de studii și fiți sigură că nu rămâi nemăritată. Teatru ieftin.
Să ne spună doamna Emilia când a jucat teatru, când o critica pe Cristina pentru orice nimic sau acum când totul este roz și Cristina este în ora perfectă? Nu, e roz și nu e în ora perfectă. Nu, eu când am criticat-o pe Cristina am vrut să o aduc la realitate, să fie așa cum este. Și îmi place mie. Cornelia. Și am reușit. Și îi mulțumesc și lui Cristina și le mulțumesc la toți. Dar eu nu l-am sfârșit. Eu am făcut de la început. Cornelia, într-unul din momentele în care erai supărată pe Dragoș, i-ai spus că ai mințit de multe ori pentru el. O singură dată am spus, Doamne! Răzvan spune corect. Ulterior, și eu am trimis un SMS în sensul acesta, cerându-i lui Dragoș să spună el adevărul. Dar n-ai recunoscut ceea ce tu însă și afirmase indirect. Deci, semnat Daniela. Hai să nu mai lămuresc nimic, am lămurit. Doamna Emilia, Cristina și Cosmina au avut discuții și a tot venit mama Cristinei la fiecare finală, dar acum nu au loc de Cornelia și Dragoș. Dar Cornelia, ai grijă și iubește-l pe Dragoș, că voi sunteți cei mai sinceri și vă pup. Da, mulțumim. Mulțumim și draga noi. Mea, Cristina, ești îngrijorător de ignorantă. Prin plecarea cuplului vostru are de câștigat Lore și George. Nu aveți șansă în finală cu alianța în care sunteți. Ți-o spune un psiholog, crede-mă. Aveai mai mari șanse dacă te aliai cu celălalt grup sau independenți. Așa sunteți roata la limuzina Lorenei, Valentina din Pitești. Da. Cristina minte, la burlacu a fost eliminată, nu a renunțat ea. Am văzut emisiunea, numai să văd dacă e adevărat ce a spus ea acum câteva luni în legătură cu acest lucru. Acum s-a văzut că minte, că a ezitat să răspundă. Rușine, oricine poate vedea că a mințit. A evitat să răspundă? Gata. Gata? Da, poftă mare. După te-o mâncați voi. O să mănânc. Mă, să le aduc de acolo și roșii și castraveți. Da, vezi și eu.